Cristi Negru, antrenorul celor de la Sporting Roșior, de vede dacă până acum erați redutabil pe teren propriu. Astăzi, la ultima partidă în acest tur, în fața propriilor spectatori, ați reușit doar un 1-1, un meci greu, un meci mohorât, o vreme urâtă și un joc urât până la urmă, însă v-ați dominat adversarul, ați avut și mai multe ocazii, doar 1-1. Ce nu a mers în angrenajul echipei dumneavoastră la această partidă? Da, din păcate, nu am reușit să câștigăm astăzi doar 1-1. Ați văzut că prima repriză am avut 4-5 ocazii clare de a marca. Am fost superficial la finalizare și lucrul ăsta ne-a costat. Fotbalul se joacă pe goluri, iar când nu marchezi, vedeți ce se întâmplă, adversarul are o singură ocazie pe parcursul 90 de minute și a reușit să înscrie. Păcat pentru prima repriză că am dominat în totalitate, a doua repriză am intrat în jocul lor și n-am mai fost la fel de clar și de lucis, dar și așa repriza a doua am avut două ocazii clare, prin Mitică și prin Moșteanu și Dicu cu capul de pe 6 metri și n-am reușit să fructificăm. Păcat! Cum vă afectează acest egal? Probabil că nu luați în calcul, cel puțin după cum a arătat jocul. Plecați favoriți, unul dintre puținele meciuri în care ați plecat ca favoriți și nu ați reușit să câștigați. Mergeți cu mai mare ambiție la Vișina nouă pentru a scoate punct sau puncte acolo? Noi mergem, noi tratăm fiecare joc să luăm cele 3 puncte. Din păcate, astăzi ne-am reușit. La Vișina vom merge să luăm cele 3 puncte. Eu întotdeauna am văzut jucătorii și le spun că orice meci îl tratăm la victorie. Că jucăm în deplasare, că jucăm acasă, ne interesează întotdeauna cele 3 puncte. Că nu putem întotdeauna să scoatem cele 3 puncte, asta e fotbalul. Ce se întâmplă cu echipa dumneavoastră? Ne apropiem de finalul turului, doar două egaluri în deplasare. Ați pierdut și săptămâna trecută, cei drept pe terenul liderului, Clubul Sportiv din Afumați, cei drept iarăși o înfrângere la limită. Ce se întâmplă cu jucătorii noastră în deplasare? Sunt mai timorați, mai... La Afumați, nu știu dacă ați fost la meci, prima repriză chiar am fost timorați. O frică și n-am înțeles la jucătorii mei această frică, pentru că veneam după 3 jocuri fără înfrângere. Am început prost partida, repriza a doua am reușit să echilibrăm jocul, chiar l-am dominat și puteam să scoatem un punct. Dar, cum v-am spus mai devreme, suntem superficial la faza de atac. Avem, ne creăm situația noastră și centrări și șuturi, dar nu reușim să finalizăm. S-a simțit absența lui Lătea, a lui Rada. Era să întreb și de Preda, dar nu prea au fost faze în contul celor de la Bradu. Lătea și Rada au lipsit. Da, pentru noi sunt două piese importante. Rada și Lătea au fost suspendați și din păcate jucătorii care au evoluat în locul lor nu au ajuns la același nivel. Pentru noi e o pierdere mare, a fost o pierdere mare atât Lătea cât și Rada la jocul de acasă. Aveți un singur meci, se termină turul, un singur portar, Eduard Butoi, 19 ani, din ce am înțeles eu, pentru Eduard Butoi. Îi veți da încredere cu siguranță la Vișina nouă. Ce veți face în pauza competițională? Repatriați pe Celic? Aduceți alt portar? Deocamdată nu putem să vorbim de transferul sau de aduce de jucători, pentru că mai avem o etapă, vedem ce se va întâmpla după această etapă. După aceea vom trage linie și vom vedea că vom renunța la anumii jucători și vom încerca să aducem alți jucători.